Multe sporturi împing corpul uman la limită, iar acest efort se poate dovedi fatal pentru unii. Frank Hayes a fost o astfel de victimă și, deși au fost mulți care și-au pierdut viața înainte și după el, ceea ce face în cazul George Streps este faptul că a ieșit învingător în ciuda fatului că era mort. Frank Hayes s-a născut în 1901 în Irlanda. În 1916, el și familia lui au emigrat în Statele Unite. Au locuit în Brockley, unde Hayes și-a găsit de lucru ca ajutor de garaj pentru crescătorul de cai James Fralin. Hayes se întrena cai și întreținea grajdurile. Dar visa să fie jochiu. Norocul în zâmbinângele de mama la 4 iunie 1923 la Vermont Park din New York, după ce a reușit să-și convingă angajatorul să-l lase să călărească un cal numit Sweet Kiss, conform CNN. Nici Hayes, nici Sweet Kiss nu mai participați vreodată la o cursă omologă. El la cota de 5-1, Bowl, nu era niciun gaz favorit la victorie. În ciuda acestor șanse slabe, Hayes a reușit să obțină un avans timpuriu. Pe măsură ce se apropia de Lena, Hayes s-a văzut prăbușindu-se pe spatele calului pur sânge, abia ținându-se de frâu cu o mână. Mulți spectatori au crezut că tânărul se dădea în spectacol până când calul a recolinat de suire mângător. Jochi s-a mai galopat câteva zeci de metri, apoi s-a oprit. Crezut în vârstă de 23 de ani, a sărit în față, a alunecat pe cal și a căzut cu fața la pământ. Apoi, în urmă, zilele de la cea bună s-a transformat momentan în râsete pentru că părea că jocheiul a căzut stângaș de pe cal. Apoi, mulțumea a fost cumprins rapid de un semnul de tragedie când a văzut că jocheiul în echipamentul său viu colorează cea fără flagă acolo unde căzuse. A arătat un reporter. Medicul care supraveghea competiția s-a grăbit să ajungă la fața locului crezând că Hayes se rănise, a încercat să-i acordeze primul ajutor, dar era prea târziu. Frank Hayes era mort. S-a constatat că Hayes a murit în urma unui atac de cord cauzat de rutina accentuată la care a fost supus în pregătirea cursei, la care se adăuga și emoția de a apărea în prima lui competiție. Se pare că Hayes încerca să slăbească pentru a îndeplini cerințele un ziar, a relatat că a slăbit 6 kg într-un timp foarte scurt. A încercat să dea jos ultima 8 kg în doar 24 de ore. În dimineața cursei a alergat câteva ore și nu a avut apă. Când a urcat în șa, era deja slăbit și obosit. Să avea oricum o inimă slabă, după cum a atestat și mama lui Margaret. Acesta nu a fost deloc încântată să-și vadă fiul devenind jochiu, deoarece se temea pentru viața lui, cunoscându-i starea de sănătate pe cară. Frank Hayes a fost înmormântat 3 zile mai târziu, îmbrăcat în haine de curse, în prezența a 6 din cei mai apropiați prieteni săi. În necrologul său, The Times Union a scris: a fost o victimă a entuziasmului, aproape fanatic și a cultului său pentru călătorie. Privind numele sale, Frank fusese interesat de ca încă din fraierii de copilărie. Cea mai mare ambiția sa era să devină jocheu, incendând în acest domeniu contra spatelor ei. Fusese angajat ca antrenor timp de 3 ani, înainte ca domnul Fairing să consimtă la rugămintea de a-i lăsa să-l călărească pe Sweet Kiss în cursă. Cam pentru astăzi, ne vedem la viitor cu un nou clip.